Bună seara, sunt Roxana Gheorghian, bun găsit la informațiile despre vreme. Va ploua în vestul și în centrul continentului, iar în nord și în nord-est vor fi local ploi sau precipitații mixte. În rest, vremea va fi frumoasă și doar pe arii restrânse vor fi posibile ploi slabe. Vântul va avea intensificări în vestul, în nordul, nord-estul și în sudul Europei. Temperaturile vor crește ușor în partea centrală a continentului, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. La noi în țară, la noapte, vor mai fi posibile ploi slabe în nord și în vest. Vântul va avea intensificări în Banat, Crișana și în sud-vestul Transilvaniei, precum și la munte, unde rafalele vor fi de 80-90 de km pe oră, în special în zona înaltă din Carpații Occidentali și din vestul Carpaților Meridionali. Minimele se vor situa între 1 grad în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. Mâine, vremea va fi deosebit de caldă, maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, va ploua slab în Banat și Crișana și izolat în Maramureș și Transilvania. Vântul va fi activ în regiunile vestice, dar și la munte. În București se anunță un weekend cu vreme deosebit de caldă, vor fi maxime de 31, chiar 32 de grade. Luni temperatura va mai scădea puțin, vor fi cam 26 de grade. Și la munte se anunță vreme caldă, cerul va fi temporar noros și local va ploua slab, vântul va avea intensificări în zona înaltă a Carpaților Occidentali și Meridionali, unde vor fi rafale de 80-90 de km pe oră. Duminică temperaturile vor scădea în jumătatea de nord a țării, însă se vor situa în continuare peste cele specifice datei în toată țara. Cerul va fi variabil, cu norări și ploi slabe, în special la munte și în regiunile nord-vestice. Vântul va avea intensificări în zonele montane, dar și în nord-vest și sud-est. Maximele se vor situa între 23 și 31 de grade. Luni, valorile termice vor mai scădea în toate zonele. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 28 de grade. Cerul va avea înorări temporare și vor fi ploi slabe, local la munte și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Acestea au fost informațiile despre vreme, însă sunteți pregătiți de weekend? Voia bună o aduc actorii din 30 Rock, serialul care începe în 5 minute la Prima TV. Jenna primește un titlu care o bucură, iar Jack se dovedește a avea un mare talent la negociere. Cine iese în pierdere? Aflați imediat! Să aveți o seară minunată! Numai bine!